Fermierii argeșeni, la fel ca și cei din restul țării și cei din Bulgaria, sunt nemulțumiți de deciziile autorităților europene de a permite accesul pe piață cerealelor din Ucraina fără taxe. Aceste hotărâri conduc la prețuri mai mici pentru produsele ucrainene, în timp ce restul producătorilor nu reușesc să își vândă cerealele. Oamenii au venit cu tractoarele din sudul județului până în municipiul Pitești, îngreunând astfel circulația pe drumurile naționale. Reprezentanții producătorilor români au înaintat și o serie de revendicări către autorități. Aceștia solicită activarea rapidă a stării de salvgardare, reintroducerea taxelor vamale pentru importul de produse agricole din Ucraina și verificarea, controlarea, înregistrarea exigentă a fiecărui camion sau vagon intrat în România, urgentarea acordării despăgubirilor în integralitate pentru prejudiciile cauzate de secetă la culturile semănate în primăvara anului 2022 aprobarea în Parlament și promulgarea de către președintele României a proiectului legislativ la Codul Civil privind introducerea perioadei minime de șapte ani pentru arendarea terenurilor agricole cu termen de aprobare în Parlament până la 15 mai 2023, aprobarea unui proiect legislativ pentru eliminarea inadvertențelor din legea numărul 81 pe 1991, prin care să se interzică amplasarea investițiilor în panouri fotovoltaice, pe terenurile agricole din amenajările pentru irigații, reglementări fiscale privind impozitarea firmelor, acordarea de facilități fiscale, eșalonări la plată, plata în termen către fermieri ATVA terambursat, Implementarea unei strategii naționale de depozitare, procesare, valorificare pe piața produselor finite în țara noastră, Uniunea Europeană și țări terțe, cu repartizarea pe zone agricole pentru a reuși să contrabalansăm importul de produse cu valoare adăugată, profesionalizarea instituțiilor publice, formarea și promovarea unor lideri puternici care să se impună la nivel european, să apere interesele României. Fermierii au mai precizat că agricultura trebuie să rămână o prioritate pentru autorități. Din păcate, anul acesta, o parte dintre ei vor fi nevoiți să își închidă fermele din cauza costurilor mari de înființare a culturilor agricole. Chiar dacă ar avea producții bune, prețurile de vânzare în condițiile actuale nu ar putea să le acopere cheltuielile.